Chiar dacă astăzi valorile termice vor marca o creștere, vremea încă este rece, mai ales în regiunile extracarpatice. Dimineața va fi geroasă în centru, sud și est, iar maximele zilei vor fi cuprinse între minus 10 și minus 9 grade. În sudul și estul țării, cerul va fi noros și local va ninge slab. În restul țării, cerul va fi temporar noros. Vântul va avea intensificări în sud-vest și pe arii restrânse în celelalte zone. În zonele joase va fi ceață asociată cu chiciură. Sâmbătă maximele sunt în creștere. Temperaturile se vor încadra între minus 6 grade și minus 3 grade Celsius. Duminică temperatura continuă să crească, dar în sudul, centrul și estul țării vremea este tot rece pentru această dată din calendar, local geroasă dimineața și seara. Pentru luni, meteorologii spun că regimul termic este apropiat de cel normal pentru data din calendar și chiar puțin deasupra acestuia. Cerul va fi variabil cu unele înorări în sud. Astfel, luni se vor înregistra la Bolintin, Mihăilei și Ghimpați minus 8 grade, iar la hotarele, izvoarele Comana și Giurgiu minus 7 grade Celsius. Vântul va sufla cu o viteză de 22 de km pe oră din direcția vest, presiunea atmosferică va fi de 764 mm coloane de mercur, iar umiditatea de 60%. Apele Dunării sunt în scădere cu 1-3 cm, cota probabilă fiind 152 cm.